Ah, scuze, nu te-am văzut acolo. Hei, salut și bine ai venit la un nou episod, am o stare. Așa, astăzi îl avem invitat pe Mihnea Blidariu sau Blidariu sau Blidariul. Mihnea de la Luna Mar, solist, om bătrân, prieten, fain. Vorbim despre multe chestii, dar totuși reușim să nu vorbim despre nimic, de fapt. Clasica mostare, știu. Vrem să vă mulțumim mult pentru susținere. Nu uitați să dați un subscribe acolo, un clopoțel, așa un like, un coment, orice să ne ajute la algoritm. Mulțumim și Patreonilor și cei... nu mai știu câți membri sunt pe YouTube. Mai stați, că... ce rău pot să fac. Și mulțumim, bineînțeles, în continuare partenerilor de la Sound Creation. În continuare, am zis în continuare, în continuare, în continuare există promo code Amostare, unde primiți 10% reducere la toate produsele de pe site. Sound Creation. Vizionare plăcută! Floare de iris, floare de colț, m-am rătăcit, mi-am dat un rost, nu eu, te-am rătăcit, ți-am dat un rost, iar când noi nu vom mai fi, vă veți aminti noaptea va fi că a fost odată altar. E din cauza vârstei mele sau de ce ați început așa? Că ai făcut bună seara, prieteni. Da, da, s-a făcut în afara camerei și nu ne-am dat seama că Mihnea face treaba aia. Deci a fost un inside joke în inside joke. Deși am zis că nu mai facem inside joke-uri. Hei, salut, nu te-am văzut acolo. Bine ați venit la un nou episod cu Mihnea. Ne-a tot bătut la cap să se întoarcă, să continuăm poveștile lor de cruciate ai demonstrațiilor. De ce mi-ați făcut asta? Undeva un producător țipă văzându-l pe Mihnea cum ține microfonul. Mihnea, ce ai mai făcut de exact un an de când ne-am văzut data trecută? Da? A trebuit fix un an? Da? Un an și două săptămâni. Am înțeles. Da, de ce ești așa serios? E maestrul. Maestre. Băi, să știi că nu am făcut lucruri. Ce ne bucurăm că te-am chemat. N-ai făcut nimic un an. Față de ce făceam acum un an. Ai sărbătorit lansarea unui album, Doamne. Și aniversare de formație ai avut. Și aniversare de formație. Aia da, de acel album. Deci. Ai scos asfalt. Pietre în asfaltul. Aniversarea, da. Bun, da, păi acum suntem în plin turneu de aniversare a 20 de ani de asfalt. Și între timp, ce am mai făcut? Eu sunt și PR la Luna Mare, dar numai așa, episodic. Suntem suflări, să-i zice lui Mihnea ce-a făcut el cu formația lui. Mie nici măcar nu-mi place. Dar știe toate piesele pe de rost. Nu e adevărat. Am mai scos o piesă nouă care se numește Nu mai vine nimeni. Păi nu, aia e și cu publicul, că mai crește, nu mai au timp. Câtă Luna Mare poate să asculte cineva? Sau nu e referință directă la concertele voastre? Bă, despre ce vorbești? Că nu ai zis că nu mai vine nimeni. Titlul piesei, bro. Îl lași pe ăsta să te facă efectiv așa cum glume de unchiul Mirel. Din Târgu Mureș, nu Târgu Măgurele. Bă, nu mă apuc să te explic că ați vizit. Adică era vorba că faci o emisiune glumești cu din astea. Așa că nu mă apuc să te explic ce înseamnă așa. Titlul piesei. Descoperi tu. Da, du-te, drept. Efectiv, asta a fost răspunsul lui. Nu, că am înțeles gluma ta, dar nu e faină. Ce altă lumină nu trebuie pornită, băieți? Vă întreb doar pentru un prieten. Important e că avem oameni care sunt atenți la detalii. Florin, nu te deranja, și... te rog. Da. Și carpeta asta. Asta am primit-o astăzi, să știi, carpeta. Am primit-o de la vecinii noștri. De la vecinii noștri. Mulțumim! Mulțumim! Mă simt direct în 93, într-un cartier din Bacău, da? Okay.
Ai avut și... Așa. E bine, bine, nu, că e fain. De ce era în 93 într-un cartier din Bacău? Mihnea, probabil. Am început să trăiesc în amintiri. Și Costel. Nu, mă, Costel din Pantelimon, ce ai. Bojog. Bojog? Care Bojog? Nu știu. Costel, care face stand-up cu părul crește. Costel, de la Teo Vești. Ah, Costel, da, 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 da. N-a fost colegi de grădii. Nu cred, nu. Te știi cu grasul XXL? Întrebări. Și l-ai tot din Bacău. Da, da, cu grasul, da. Mă știu cum să da. Da. Nu zis cu grasul, mă știu. Și nu s-o referi la noi doi. Da, 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 it's a running joke. Deși pe tine te știa de când erai slab. Yeah. Dar grasul era, da, gras tot timpul? Nu, nu doar, deci eu știam toată de când era el slab și eu gras. Eu nu te-am văzut niciodată gras, Mihnea, să mă mor dacă te-am văzut gras. Am avut 97 de chile. Stai seama, da. 97 și salvam faci și tu seama, într-o lună. Și nu știu, nu știu de ce naiba, nu știu cum am îngrășat, chiar nu înțeleg. Da, da. Păi acum te chinui să te îngrași, apropo de chestii, da, da, importante în viața ta. Tu treci printr-un proces de îngrășare. Ce se obositor cu asta așa, mă. Păi ți-am zis, mă, nu știu ce... Hai că mai rezist un pic. Și după aia ce faci? Îmi dai postamentul ăla loc. Postamentul? Da. Doamne, spune că ești bătrân. Nici nu știu dacă a folosit corect cuvântul postament. Nu, nu e postament, dar ce e? O talpă? Cum da, zice? Nu știu. Voi ce ați mai făcut de când ne-am văzut de un an de zile? Conversația merge bine. Da. Ești că suntem toți trei la recuperare după un ABC. Așa o simt. Păi noi ce am mai făcut? Am schimbat, suntem la al doilea sediu într-un an de zile. Suntem... Observ. A, nu, că mai fost altul. Tu ai fost în al treilea? Da. Da? Da, dar la nu era sediul nostru unde am filmat cu tine inițial. Da, nu am făcut acolo, era foarte fain. Era foarte fain, da. Este în continuare. Este, dar nu mai, nu, cât să tot stăm pe capul la fetele alea, le-am... Am încercat, dar nu vor să ridea cheile. Te mai fac și cursuri din astea de arte pentru copii și... Și de fi... yoga. Îți dai seama cum ar fi să apărem acolo, ceva curs de yoga și eu cu bacea. Băi! Suntem aici cu invitatul nostru. Mihnea, ai mai făcut yoga? Îți place să te întinzi? Chiar bă, n-am făcut niciodată. Ce? Yoga? Yoga. N-am nicio continuare la asta. Publicitate. Nu, că mă simt tentat să fac miseria pe care am avut-o în episodul ăla cu cine. Nu mai facem, nu mai facem, că am mușcat-o și eu. Că n-am YouTube Premium și mi intră reclamă la prietenii noștri de la Sound Creation. Deci dacă tu îți editezi un video, poți să-ți pui pe time code-uri când să-ți intre reclame. Și eu am făcut exact treaba aia într-un episod și tot strigam publicitate și am editat când să intre. Nu ți le pune constant, dar i-am exasperat pe oamenii care se uitau că le-am pus 15 reclame în ultimele 3 minute. Că nu mai strigam publicitate și intra reclamă. E rău. E foarte rău. Este cu colegul nostru, da, Cristian. Da. Păi da, știu, dar de ce? Hai că să nu s-o mai uitat la nimic. Dar nu cred că a văzut un episod cu noi. Tu ai văzut episodul cu tine. Da. Ala, te-ai uitat? Da, da. Dar rest? Nu prea. Nu prea se traduce, gen, deloc. Și nici la ăla cu el nu s-a uitat la tot. Păi, dar de ce se uită în condițiile care știa poveștile? Nu, nu, dacă știai deja poveștile, la ce să te mai uiți? Da. Să se vadă, că îi place să se vadă. Așa mă știți pe mine, mă. Suferiți de, suferiți de narcisism? Nu. Nu, n-am să-l am ăla, dar îi place de el. Păi da, nu presupune automat narcisism. Nu îmi place. Am greșit atunci, nu, bun, ok, iartă-mă, unde Doamne. Unde suntem prieteni? Ca amândurora ăla nu ne place de tine? Nu, că nu-mi place de mine și ție nu-ți place de tine. Păi și de unde ura asta față de voi, băieți? Doctor, te rog, intră în conversație. Da. Bă, dacă am zis că nu ne place, am zis că e ură, mă. Deci e ură neapărat. Și cum ați descoperit că nu vă placeți? Și cum? Tu când te trezești dimineața, te uiți în oglindă și plângi. Nu. Păi înseamnă că ți-i murdară oglinda. Și ochelarii. Când dorm cu ei. Intenționat. Da. Am vrut să te felicit că... Mi-am curățat ochelarii. Da. Ce s-a întâmplat? N-ai mai văzut-o pe nevastă ta și... Nu, m-am dus la birou și mi-era rușine să... Incredibil. Dar când te întâlnești cu noi, nu ți-i rușine.
Păi nu, că e deja ca într-o relație de multe vreme și trebuie să mă accept așa cum sunt. La birou mai trebuie să fac încă impresie, că îmi plătesc rata. Mulțumesc firmei mele. Așa cum nu se spală... În fine. Am vrut să intru într-un inside joke. Au făcut. Și cum a fost primit asta cu 20 de ani de... de asfalt, că a făcut și repress aproape vinil, din câte știu, nu? Vinil încă nu am făcut cu asfaltul, că e foarte lung și a trebuit să intre pe 3 viniluri ca să-l facem pe tot. Și acum, mă rog, discutăm dacă... Da, dar nu putem scoateți să... piese din, de pe album? Păi, da, da. Ce proastă întrebare e asta. De ce? Dacă au făcut materialul discografic, cum te duci la un artist să zici... Bă, că nu, că pe scoate două exemplu, piese. De exemplu, aș scoate. De exemplu, aș scoate Simplify My Spider. No, da, nu, bineînțeles. Nu știu, ce piese aia. Și mai sunt câteva care nu. Cuba. Care... Da. Păi da, aia presupune să-l faceți pe 45 de RPM-uri, da. Nu? Să aveți două piese pe față, ceva de genul. Oricum, nu e principala problemă. Principala problemă e că a fost tras în vreo 4 studiouri și e foarte greu cu, și cu matrițele și cu astea și ca să facem un sound unitar. În, ai zis în 4 studiouri? Aha. Atunci, în 2003, da. Și sunt și piesele de pe album separate? Sunt înregistrate în patru? Sau toate au trecut prin procesul ăsta? Nu. Separat. Deci unele sunt unele în loc? Sunt în studio, în toate. Wow, da. That's weird. Da, și atunci, cumva, principala preocupare acum sau dilemă e că dacă să nu retragem, știi, albumul... A, și să-l trageți cu tehnica de acum. Da, că oricum știm piesele foarte bine. N-ar fi mare problemă să știi că nu. Majoritatea sunt cele mai cântate. Oricum, da. Da, vedem, nu știu, deocamdată încheiem cu turneul ăsta. Merge super bine. Am început la Moldova, am început cu Iași, Suceava, Tatra Neamț. A fost super ok. A fost fain și la Cluj, sold out. A venit și domnul. A venit și eu. Eu trebuia să lucrez, că dacă nu veneam și eu. M-a întrebat Sorin dacă mă pune pe listă și... Da. Și eu am trebuit să mă cer pe listă, că nu mai erau bilete. Asta a trezit cu vreo 4 ore înainte. Am uitat. Asta e foarte... Cum adică ai uitat? Am uitat că eu nu prea știu ce zile alea care trăiesc în ele. Cum îți ai viața asta să nu știi ce zi? E destul de fain, așa, că te stresezi. Problema e când îți dai seama în ultima secundă că ai chestii. Păi, practic, tu trăiești într-o duminică perpetuă. Da, bă, așa trăiam la un moment dat. Și ce s-a întâmplat? Ce? S-a maturizat cu aia. Am făcut un copil. S-a maturizat. Acum câți ani? 3 ani. Da, mă, așa trăiam la un moment dat. Păi și cum reușiți în continuare cum reușiți în continuare performanța de sold out? Că mi se pare fascinant încă. Bă, sincer, nu știu. Și acum am înțeles că se pare că și la București ne îndreptăm spre asta, la Quantic, care e un loc mare. Aia înseamnă 1000 de oameni. Să face sold-out la Quantic? Da, acum avem sâmbătă, vinerea de la Sibiu, sâmbătă de la Quantic. Acum dacă Dirty Shop poate... bă, da, adică, nu, Dirty Shop e un metal mult mai accesibil decât ce facem noi. Din punctul meu de vedere, nu, adică mixul cu etno și cu așa chiar aduce mai mult public. Da, dar și voi sunteți pe o zonă destul de comercială, adică este un revival puternic, mi se pare, pe tot ce înseamnă partea de alternativă. Bă, da, adică, nu, sunt foarte curios la București să mă uit să văd ce fel de lume, știi, așa mie de oameni. Cred că m-aș bucura să văd... lume tânără. Da, lume tânără, știi, că așa îmi închipui că, nu... O creat așa un pic de hype pentru ăștia care ne ascultă. Da, mai vorbit și în vremuri, dacă 20 de ani, știi, dar alte episoade despre chestia asta, că am fost la IPR, la Perform Space. Și a fost foarte multă lume și erau mulți tineri care știau piese din 95. Da. Ceea ce mi s-a părut dubios, că oricum și ele există, dar sunt foarte prost înregistrate. Păi, știu, da. Da. Se aude dezastru și mi se pare o mare chestie să asculti. Păi și n-am făcut niciodată reissue la albumele alea? Păi pe Spotify sunt... Și calitate proastă? Da. Ok. Sunt înregistrate proaste, cred că nu le-au mai re-registrat niciodată. Am crezut că poate e fenomenul pe care l-au făcut ăștia de la timpuri noi, că știți că au făcut reissue la Bebelușu. Da. Și ei nu mai aveau drepturile de autor, post-certurile cu casa de producție și așa. Și n-au primit registrările originale și nu mai știu care unde producătorii mai vechi avea niște înregistrări
demo cu albumul și pe alea le-au remasterizat și au mai tradit ca instrumente peste, care mi se pare muncă titanică, bro, în spate să faci toată treaba aia. Dacă vreți, am 12 albume. Prețul de pornire? Hai, nu mai știu cât am dat pe ele, că le-am luat atunci pe pre-order. Normal. Dacă vreți, cu Luna Mare Nord, pe vinil, am 8 bucăți. 8? Da. Am avut 9, dar unul l-am făcut cadou lui Paul. Așa este. Mi se pare cel mai bun album al vostru în continuare. Da? La mine în competiție cu Pietre în Alb. Pietre în Alb nu mi-a plăcut super niciodată ca și album. Ca și album sau piesa? Nici piesa. Mi se pare că e o perioadă prea lălăită pentru gusturile mele, albumul ăla. E mult prea multă melodramă. Da? Da, în schimb, Loc Lipsă mi-a plăcut foarte mult albumul. Și am înțeles că și acolo aveți probleme cu Fost Acasă, că la fel nu primiți drepturile sau ceva de genul și te puteți face zării și eu ca lumea la Lipsă. Ba da, până la urmă s-a rezolvat asta. Șmecher. Da, da, da. Da, sau e pe cal de rezolvare ceva din ăsta, dar da, e regulă. Și știu că pe Nord ați avut o piesă care a fost masterizată în afară, dacă nu mă înșel. Și aia chiar se aude că da? e altă master. E bine că știu mai multe lucruri despre acel album. Vă despre mulțumesc, formația. Răzvan și Sorin. Mă trebuia să invit pe ei în emisiune pe mine. Da, men, dar Sorin vrea să înveți acum IT și Răzvan e în București. Dacă vreți, am ultima membrană pe care a pătut vreodată Răzvan de la Luna semnată. 10 milioane. De euro. Aia a fost cadou. Uite că ai zis de Dirty Shirt, o să cântăm pe 12 aprilie cu Dirty Shirt la Zazen. Ghiți cine vă prezintă? A, voi, da. Gata, bă, suntem în direcția cea bună. Eu cred că asta e următorul pas în cariera noastră, să fim MC. Mă bucur să ne reîntâlnim pe scenă. O să vin ca noi, Sociu și Palade, în irelevanța noastră. Eu sper să nu ne reîntâlnim pe scenă cum s-a întâmplat acum 11 ani în Gambrinus. Te-a bătut pe scenă? Când am căzut peste tobe. Păi poate nu bei în halul ăla. 11 ani? Da. Gambrinus? Da. Adică rent de shelter. Da. Da. Să mă, dacă mai știu. Ai căzut peste tobe? Da. No. M-am urcat pe scenă. Să-ți fie rușine. Da. Să zic. Tu m-ai chemat pe scenă, dar eu n-am vrut. Ah, ba da, gata, mi-aduc aminte. Dar nu se chema deja shelter? Nu, no, nu, era tot Gambrinus. Ai momente în care l-ai mai chemat pe Paul undeva și ți-a părut rău? Pe scenă, de mai multe ori. M-a chemat odată. De fapt, nu, în Bacău am pățit odată că mi s-a părut că m-a chemat pe scenă și de fapt nu mă chemase și m-am urcat pe scenă și Mihnea făcea ce? Cum face orice om normal care nu se așteaptă să fie pe scenă. Am venit și zic, dar nu te-am chemat și m-am aruncat în public. Da. Te-a prins cineva? Nu prea nu. Nu prea nu, am ceva. Unde era? În Subway, unde, nu? Da, da, sau ceva. Da, era așa cu o scenă rotundă. Da, 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 da. Păi uite, asta mi se pare iarăși jmecheră inițiativa celor de la Dirty Shirt. Oricum noi facem mișto căreală și ne tot înțepăm. Dar cu toate astea, mulțumim că ne-au chemat să prezentăm evenimentul. Dar cum ați ajuns în formula asta? Că mi se pare că sunt chiar unele dintre cele mai mari trupe pe care le are România în momentul de față la public, la Dirty Shirt Fest. Fără să mă cac pe mine, că mie nu-mi plac, aia e altă treabă, dar faptul că atrag foarte, foarte mult public, că sunteți voi, e IPR-ul și e Dirty Shirt-ul, care mi se pare că vând în continuare foarte bine la public. Pe cum sunt pe care aduc mai multă lume? Din România? Alternosfera, Vița... Da, da, Alternosfera... Coma! Nu. Coma! Alternosfera nu sunt de peste. Ba da, și? Pe ei nu-i mai calculez atunci. Am înțeles. Ei sunt produs din Moldova. La cânta română, nu, ce contează. Da. Cine mai, nu știu. Nu, în fine, mai sunt mai multe. Byron, Monojax. Byron mai... Robin. Știu că Byron a scos acum album nou. Da. Dar nu știu dacă e la aceeași nivel de amploare pe care îl are Dirty sau îl aveți voi în continuare. Pe Piața Clujeană, cel puțin... N-am apucat să-l ascult pe tot. Piața Clujeană. Am ascultat alte piese de pe el, dar nu pe tot.
Nu știu, mie mi se pare că sunt destul de irelevant muzical din punct de vedere al... Mă rog, nu irelevant, ci nu mai atrag așa de mult public. Oricum sunt în complet altă zonă. Pe Baia Mei pune într-o zonă mai indie-ish. Când... Om la lună. Om la lună. Da. Da. Alte, om la lună. Da, om la lună strânge public. Are, în continuare. Da, da. Nici. Ce? Nu, știm, ne place formația lor. Dar nu mai putem să tot facem glumele astea pentru că în continuare se oftică oamenii. Serios? Când, când da. Zici că nu-ți place o trupă, man, și te trag de mânecă random în bar sau pe stradă și zic, nu-i frumos că ai spus chestia aia. Iartă-mă că nu-mi plac toate exact formațiile. Exact pe fenomenul ăsta, fost un coleg de banca lui Cristian Ciui din Turda și a făcut o formație și are și festivalul unde ați și cântat voi la Rock the Camp. Da, da, cu cât am. Da, domnul Bobeică are formația Monday Shadows, care mie nu-mi place așa deloc. Mie se pare foarte amuzantă la nivelul de memă. No, și când ne-a pus prima oară Ciui piesa aia, noi doi am terfelit toată formația, efectiv ne-am bătut joc de ea. Și m-am întâlnit random cu un om în bar și vezi, că am auzit că nu-ți place, nu știu ce. Și din vorbă în vorbă mi-am dat seama că e Bobeică, care încerca să-mi țină o pledărie că hai să dau și alte piese. Și mi-a trimis și alte piese și toate au fost la fel de rele. Da, mă. Se pare că mai poți să zici chestia asta în ziua de astăzi. Bă, dar eu m-am învățat repede, știi? Să-mi țin gura așa în general cu privire la... Dar la ce menți? Să nu poți să zici cuiva că nu-ți place o chestie? Bă, cumva întotdeauna am considerat că n-am, și când eram tânăr și acum cu atât mai mult că am îmbătrânit, că n-am energie să-mi pierd timpul cu tot felul de dușmănii din astea create din, știi, adică... Dintr-un comentariu am... Dar nici noi nu ne dorim chestia asta, tu nu-i seama că noi nu... microfonul și pe aia povestim și... Pe aia vă zic adevărul! Da, serios, adică, știi, cumva... Dar nu zic la levelul ăla de dis, dar pur și simplu te întâlnești și zici, bă, mie nu-mi place formația aia. Dar că noi nici nu facem chestia asta, că noi nu zicem... Hai să-mi bag pula în formația cu tare, nu-i suport, ce muzică de căcat. Mă rog, face chestia asta. Da, da, am mai povestit de treaba asta, eu fac treaba asta, dar e numai în episodul pentru Patreon pe care l-am făcut. Bă, înseamnă că și noi comentăm între noi și la sală cu întâlnirea repetiții și așa, no, come on. Eu știu că o să genereze automat o reacție dacă sunt mult mai visceral. Chiar dacă nu ai părerea mea, mie mi se pare foarte amuzant că oamenii în continuare se atacă la... Pentru că ești troll, dar mie nu-mi place că lumea mă asociază pe mine cu căcaturi pe care le spui tu. Și trebuie să stau eu să explic random la oameni că mie îmi place implant pentru refuz sau nu știu ce. Că, dar la lui Bacea nu-i place. Dar el e un prost! Ce mă interesează că nu-i place lui... Stai că lumea mă să nu-i mai zic prost. E un om rău la suflet, nu știu. Și nu sunt tu. Adică de ce te ceartă pe tine că nu-mi place mie? Nu știu. Bă, pentru că am o chestie apropo de asta cu îți place trupa aia, nu-ți place trupa aia. Și apropo de cine cât public aduce, știi, de genul ăsta. Mi-am amintit că am cântat acum la, când am cântat la, cred că am cântat la Iași sau la Suceava, nu mai știu exact. Era să vin afară și era după concert, știi, stăteam concertul, stătusem un pic în backstage și Sorin, nu știu ce, afară în fața clubului și... Pentru context, Sorin este basistul din formație. Și a venit ceva băiețaș, așa, la vreo 19-20 de ani, zice, bă, salut, au cântat? Mai cântă? Mai cântă una mare, știi? Sorin zice, nu, suntem la numai, nu, gata, au terminat, băiți, dar... A, nu știu, nu a fost așa grozav, nu știu, nu prea am plăcut, știi? Sorin zice, la care copchea zice, zic, ce? Da? Bă, da, știi că și mie nu te-am primit să port, așa că nu prea mai, așa, nu prea mai, așa, alea mai vechi, așa, dar astea mai noi, nu, și mai... Da. Știi? No. Apropo de chestiile astea cu... Știi? Da, exact, pot să înțeleg ce zici cu partea asta de bifuri, că îți ia, evident, foarte, foarte mult efort, dar la mine este un trigger pentru că sunt un om rău, cum zice Paul, pentru că având reacția direct și instantă, văzând cum unora le cade fața... Și chiar dacă o zic de 100 de ori că e o glumă și că e un troll... Da, mă, ție îți place așa reacția? Da, da, îți place evident. Reacția, normal. Și mie îmi place reacția, de ce să mint? Dar că mie mi se pare și normal în același timp să nu-ți plac chestii și să o poți să zici la modul sincer fără să o ia lumea personal, știi? Bă, nu știu, de exemplu, eu zic o generație... Cum spun, când eram adolescent, dacă ziceai că nu-ți place o chestie, deja...
te defineai... Deja era dușmănie. Da, nu, dar deja te defineai într-un fel, știi? Adică tu dacă... vii din generația de depeșar cu metaliști. Exact, aia, deci era cu triburile muzicale, știi? Și dacă ziceai, nu-mi place depeș, era clar că nu, adică, știi, adică asta... Piei din ochii mei. Te definea, îți definea inclusiv, putea să definească inclusiv drumul spre școală, dacă luai pe la stică, la dreapta, știi, dacă treceai pe strada aia sau nu, știi, că era o gașcă care... Eu mi se pare totdeauna așa de dubios, de ce niște fani depeș mod poate să fie periculoși? Depeș mod. Nu erau... Adică, de fapt, te băteau cu cărți de Borges. De fapt, am văzut bătăi și cu depeșari, dacă stați pentru bine aminte. Păi sunt, că și eu am avut... Da, dacă se băteau depeșarii cu metaliștii, era excelent. Adică, eu doar mă uitam. I-am fost în Craiova, când eram în liceu, acolo așa cu pancări. Dar pancării e altă poveste. Da. Și eram hippie. Pancării cu metaliștii, pancării cu hippie, da, pancării cu depeșarii. Pancării cu toată lumea, exact. Da. Da, adică toate bătăile la care am participat în Cluj au fost versus pancări, în pub. Atât. Da, dar tot mă duceam acolo la bere, că... Da, păi nu poți să fii punker, să nu accepti nimica și să fii pașnic în același timp. Văzusem ieri un reel cu o domnișoară care face cea chestie ultra metalistă și și-a făcut cea filmuleț de corpse paint, dar pe roz, știi? Uh-huh. Mama mea ce a fost în comentarii. De ce? Că nu mai fă din astea, că ești abject, că îți bagi joc de stilul nostru. Și pur mă stau să mă gândesc cum a apărut black metal-ul. Ce, că a făcut cu roz? Da. Aaaa, că nu mai e trucul. Că mai există chestia asta cu culoarea roz, bro. Dar nu cu culoarea roz, orice culoare. Dacă tu te duci și jignești căpătâiul a ceea ce înseamnă mizeria aia de ideologie black metal făcută de niște adolescenți la 16 ani, tu bărbălău cu păr alb la curmă, ierți, la 40 de ani te iei de un copil că îți distruge ideologiile tale muzicale. Dar aia nu, aia nu este o ideologie muzicală, este o, un aspect estetic. Păi da, dar acela a fost un fel de e statement. Make-up-ul. Păi da, dar a fost un statement social. Cu simbol, așa. Da, da, cu crucea întoarsă, că trebuie să fie cât mai aproape de bine. Comparația cu moartea și bla bla și tu vii și îți bagi joc. Să fii tovarăși cu Baphomet. Cu... Da, exact. Și tu pui roz, pisi. Exact. Dar ce satan ai roz? Îmi place Bulgakov, acolo niște, au o ciorba bețivului, extraordinară. Bă, ai zis scriitor, ziceam. Știu, și eu de restaurant. Mulțumim sponsorilor. Chiar a fost astăzi cu Rigman. Extraordinar. Deci cum trec glumele mele pe lângă mine. Ce ai zis? A venit să-și facă plagul lui. El, da. La el e sponsor Bulgar. Da, la el e sponsor. Să hrăniți un... El a spus de restaurant, nu eu. Eu i-a spus de scultură. Păi da, tu ești cultură, el. Iată, prieteni, pe ce trebuie să trec. Faci o glumă și se duce în dracul. Că tot vorbeam de dracul. Adrian și Florin aș vrea să luăm o chestie pe care se pune deasupra la cameră, care se vâlpâie joke pentru invitați. Da. Când fac eu glume, mai ales, da. Mi-ar trebui, dacă putem... Am văzut concert Iris, unde a fost biletul 100 și nu știu cât de lei și nu. Nu mai cântă nimica. 1-1-2, sună acum. Nu mai cântă nimeni. Nu mai cântă nimeni. Bă, tata, nu e deja o schismă acolo între Irisul vechi, originalul care a rămas la Nelu Dumitrescu? Da, ăla fără, ăla fără. Și restul s-a dus și a făcut alt Iris, pe Cinelu. Așa? Care oricum mi se pare o mizerie. Ce? Tot ce s-a întâmplat acolo, circul ăla. Da, absolut. Demn de Antena 1 acolo, de mers la televizor, în genul Vulpița. Da, dar numai atâta zic, bine că a murit tata, că murea. Dacă mai vedea Irisul în halul ăsta, murea acum, știi? Nu suna bine asta, oricât de tare am încercat eu să o formulez. Foarte rău. Zic, să învârte tata în mormânt. Am vrut să zic. Da. Aici tăiem, gen tot episodul, știi? Mersi mult. Da, hai să nu mai vorbim despre tatăl tău defunct. Începe să devină o temă recurentă de care noi râdem, dar poate să mai întistrează. Asta vă sugestia terapeutului, să vorbești cât mai mult. Mai des. No. I talk with them people. Aș vrea să-mi promoveze și eu oameni show. Vor fi glume din astea cu tata mort, cu glume pe care nu le înțelege nimeni. Pe 27 martie în Atelier Cafe sunteți invitați. Doar tu o să fii? Da. Da, de aia zice one man show. Și nu ai pe nimeni în deschidere? Nu.
Și cât ține? Pentru că am încercat să iau pe cineva în deschidere, dar toată lumea îi foarte stiff și eu nici nu știu despre ce o să fie show. Poți să vin eu să cânt ceva? Poți să vin, da. Poți să vin și eu să vorbesc random chestii? Poți să vii și tu. Cumva o să am și un microfon pentru free speech, dacă vrea cineva să fie amuzant. Asta mi se pare foarte drăguț. Da, poți să-l chești pe mine. Deci faci un fel de reactor. Da, cu open mic. Da, exact, cu reacție. Combinat cu Kill Tony și Dr. Phil Adam Ray. Și cât o să dureze? Vreo 7 zile. Nu știu, între o oră și 3. Ai recomanda generației tinere să asculte Luna Amară Mihnea? Eu să recomand? Păi da, ți se pare că versurile pe care le scriai, de exemplu, înainte să pleci din Bacău... Nu ți-i rușine. Nu ți-i rușine cu ce ai scris când erai tânăr. Păi nu, dar crezi că mai rezonează? Bă, cu o parte, da. Apropo, că ne-am uitat ieri cu Mihnea la ultima piesă de la Vama, cu, știi? Aia, cu Tudor Chiriță. Tot vorbim astăzi, îmi pare rău, de trupe care... Vama care e fost la Vama veche. Vama cu Chirilă. Da, da. Și-a scos o piesă nouă. Eu, pe mine m-a pierdut Chirilă când a scos piesă cu Puia. Deja acolo s-a terminat. Bine, da, 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 bine, da, da, da. Asta de acum este... O recomand. Nu știu cum e zice. E mai bună piesă. E foarte bună. Foarte bună. Întreabă-mă ce stil de muzică ce e. Ce stil de muzică e. Habar nu am. Habar n-avem niciunul. Știu numai că, spoiler alert, este o bucată în piesă care a speriat-o foarte, l-a speriat pe Mihnea puternic. Nu s-a așteptat. Țipă sau de ce? Ei, nu pot să zic. E neașteptat, așa e. Stric plăcerea. Deci, dar dacă vreți, o putem asculta la final, că da, mă îndoiesc total. Te ia cu roller coaster emoțional, așa, adică... Da, păi, putem. Că așa era piesa aia pe care a făcut-o cu, cu Puia, unde, pe lângă câți versuri de clasa a doua, rime din alea încrucișate... Dar cel mai simple, rață cu mață și căcaturi din alea, și refrenul este horror. Și te uitai și în comentarii și erau toți patrioții ăștia de carton care erau cineva să le zic. A, piesa era despre cum erau ei când erau mici, exact ce postează, da, toate mătușile mai. Cu... Pe vremea mea era bine când ne bătea tata pe tăți. Da, dar te jucai pe stradă că n-aveai telefon. Taci, tatăleană, că de aveai Farmville pe telefon, erai și acum în casă. Mincinoasă. Ce level ești, mătușă, la Candy Crush? Ce minți? Așa a fost acea prietenă, apropo de treabă, nu știu ce joc, și a zis că e fericită că e la levelul 2000 și ceva. Și am trimis screenshot cu la ce level sunt eu și a zis că nu se mai joacă niciodată, că era la level 12.000. Jesus Christ. Ceva trebuie să fac în ședințe. Eu sunt bătrân rău, bă, eu mă joc Mahjong pe telefon. Ce tare era să fi avut integrame sau ceva. Mahjong. Tatăl meu o să fie mândru. Te joci singur? Da. Da, nici măcar nu mă joc în rețea. Rețea, auzi, în rețea. Stai, nu, că există în rețea. Cum se zice? Hai să punem întrebarea acum. Crezi că Luna Amară mai e relevantă pentru tineretul de azi? Nu știu, că rețea n-am văzut nimica. Așa mă, că de la întrebarea pornisem. Dacă am mai să răspund. Jur, parcă sunt... Becul ăla roșu pentru tine, Mihnea, așa, îți dau indicii. Ăștia fac șpriț pe jos, mă. Balcan. Nu, tot cu tine ziceam, vorbeam ieri, că de chiar fix de chestia asta, că am zis că în fiecare generație e câte o gașcă din asta, câte o nișă din asta, câte o minoritate de oameni care nu știu cum să zic, nu duc vieți foarte faine. Așa, ca adolescenți, ca și copii, okay, așa. Și, fie din... Traumatizat. Da, fie din cauze economice, fie din alte cauze. Și atunci, cumva, nu știu, există nișa asta în care se regăsește muzica Luna Amară, indiferent că e de acum 20 de ani, de pe vremea albumului Asphalt, sau că e de pe ultimul album de pe Nord, știi?
Și cam asta e, știi, și cu ce să spun la întrebare. Cu ce mai relevant, relevantă pentru lumea mare, relevantă pentru tânăra generație, în aceeași măsură în care era relevantă și acum 20 de ani pentru generația tânără de atunci. Aici s-au dreptate. Adică, sincer, nu mi se pare că, din păcate, nu mi se pare că a crescut foarte mult publicul ăla raportat așa la populație și la... Zicând cumva mișcările subculturale care... Zicând cumva altfel, noi am discutat ieri dacă mai există tineri care erau cumva ca și noi, care ascultau nu tot ce primesc pe social media, radio și așa mai departe, știi? Da. Azi cumva la concluzia că mai există. Mai există, dar... Dar și noi eram puțini în anii 90. Plus că accesul la muzică pe care 2000. L-aveam în perioada aia, e cu totul altfel față de cum e accesul la muzică acum. Adică tu ești bombardat absolut din toate părțile cu informație, fie că e vizual, auditivă. Dacă discuți de acum 20 de ani, nu știu, bro, e destul de, mi se pare că e destul de greu să mai găsești să formezi o generație în sub forma respectivă. Generații similare cu cum am fost noi sunt și acum, garantat. Bă, da, da, cum să zic, la urmă e și chestia asta că, ce puțin pe mine personal, ca artist, mă interesează mai degrabă contactul cu publicul și genul de feedback pe care pot să-l primesc la cald, știi, apropo și de asta cu relevanța, nerelevanța, știi, adică așa îmi dau seama de relevanță mai degrabă, știi, restul, mijloace de acces la muzică, nelimitate, nenumărate, platforme, ce vrei tu, yes, există, no problem, știi, dar eu mă gândeam la chestia asta mai degrabă, știi, de ce vorbeam și cu Paul, de oameni curioși să găsească muzică nouă sau curioși să sape în discografia unei formații. În analele istoriei muzicale. În discografia unei formații, da. Și atitudinea unei formații. Știi? Dar și să vezi, să asculti ceva nou. De exemplu, de vreo 2 ani încoace, cred, un an, jumate, 2, am observat o chestie, a început să ne se întâmple iarăși, să avem genul ăla de fan pe care aveam la început, când am apucat de cântat în primii ani, până în 2007-2008, care vin după noi în multe orașe, știi, care sunt într-un oraș și vedem în multe orașe, pot spun departe, adică știu o tipă care e din Cluj și care vine după noi, vine și la Constanța, am văzut-o, cred că odată, și la București, și la Iași. Și la... Ar trebui să vă sperie lucrul ăsta? Nu, că nu, adică, cum spun... Bă, fan dedicat. Am întâlnit și oameni de genul ăsta, stalker sau neapărat stalker, așa, mai degrabă, insistență, așa... Da, și nu i-ai zis, bacea, termină, serios, ajunge. Nu, da, așa trebuie să faci cu el, după aia pleacă. Mai degrabă așa, dintr-un fel de... Nu știu cum zic, lipsă de frână sau ce. Așa, da. Da, așa, la mod ok, nu agresiv sau ceva. Da, da. Ce zici tu cu chestia asta că nu mai există interesul și așa? Mie mi se pare că la fel vine din faptul că noi eram curioși pentru că nu aveam și eram mult... Nu, poate nu m-am făcut bineînțeles. Nu interesul, ci adică există interesul, dar e chestia de nu știu cum să spun... Adică, bă, sunt acum oameni care ne ascultau așa cu 20 de ani și vedeam la concerte, înțelegi? Da. Genul ăsta de public mă interesează pe mine, știi? Adică, care e capabil să dezvolte o relație de genul ăsta cu o trupă, știi? Da. Înțelegi? Adică, știi cum eram și atunci, nu știu, eu asta nu prea am mai văzut acum, știi? Cred că asta e un efect al multitudinii de informații muzicale pe care poți să o primești, știi? Și anume faptul că te scalzi atâta informație muzicală că cumva nu mai ești atent, așa, nu mai vrei să aprofundezi un stil muzical sau o trupă anume sau, știi? Pe că sunt multe. Sau să fii, da, cumva, știi, adică așa de mare e, ceea ce e frumos pe de-o parte, știi, mișto, e foarte fain că există atât de multă muzică, știi, e bine. Știi, dar pe de-altă parte... Și greu de urmărit. Super de acord, pentru că e multă cantitate și e foarte puțină calitate, să mă iert. Adică, știi, cumva, era și chestia aia, inclusiv la... No, nu mai există în ziua de astăzi tineri de 17-18 ani care au camera tapetată cu postere, de exemplu. Știi, genul ăla, înțelegi, genul de relație cu trupă. Știi, asta vreau să spun. Știi? Înțelegi? Sau nu am auzit că mai cool să ai. Dar nici măcar nu cred că de cool, ci... 17-18 ani să zic că
mă duc după trupa aia în turneu să văd și acolo și acolo și acolo și acolo, știi? Dar uite, de capul vorbeam de Sorin, de basistul nostru. Așa, Sorin, e un om, în afară de că e muzician, e un cetățean care se duce, are niște trupe preferate și se duce după ele și pe la Viena și prin Dublin, da, și da, prin da, da, da. Londra și prin, adică, știi, adică este genul ăsta de, știi, aia mi se pare că... Dar exact asta mă gândeam acum, referitor la ce zici tu cu posterele, nu cred că mai există pentru că nu cunosc mediul oamenii respectiv, ce înseamnă să ai o revistă popcorn în care să te bucuri. Nu mai sunt postere by default, da. Adică ce poster? Dar eu l-am de la concerte. Da, asta iarăși am mai avut discuția cu Șuteu când a fost episodul trecut, că e foarte cost inefficient să scoți postere, că până la urmă ajungi doar și ajung maculatură. Bine, vorbesc de la On Location, că acolo sunt postere de obicei. Știi, asta m-a sturat, știi imediat costuri. Mă dă-ne dracu. Păi eu știu vreo, dar... Costuri. În condițiile în care se trăiește în mediul ăsta capitalist, unde focusul principal este banul, indiferent de calitatea pe care o livrez, finalitatea este banul. Bă, sincer, cumva... Așa să lega lucrurile, ce puțin pentru mine și pentru trupa în care cânt, că... Cum să zic, suntem la un nivel cu muzica pe care o facem, nu cred că, și cu mesajele pe care le transmitem, nu cred că se poate merge mai sus decât am putut, înțelegi, în sensul de să acaparez mai mult public. Nu cred că mai am de unde, pur și simplu, really, sincer. Adică mai apar, mă refer în sensul că, da, apar generații noi în fiecare generație, dar, repet, în fiecare generație, la fel ca și cea trecută, câte o nișă de genul ăsta, știi? Și atunci, cumva, sincer, cel puțin la levelul nostru, da, ne permitem uneori să facem și chestii așa, nu să ne gândim neapărat la profit, știi, adică, de exemplu, am făcut pene cu Luna Amară, nu știu, n-am plecat nimeni în vacanță cu banii făcuți pe penele alea, știi, adică, de ce zic, știi, adică, nu știu, no, până și costurile la tricouri și la astea și la tot, știi, încercăm să menținem așa un fel de bun simț, așa, știi, adică, dacă numai costuri, da, au fost discuția asta, de exemplu, și cu da. Idols care aveau da, înțeleg, adică înțeleg tricouri și mult mai scumpe și, posturile, da. Și fanii zic, cum poate o trupă care este clar anarhistă, punk, working class să aibă merchandise scump și așa mai departe. Păi exact aceeași întrebare poți să pui despre Rage Against the Machine, care scântau Fuck You, I Won't Do What You Tell Me și pe urmă au făcut reunion tour unde biletul era 800 de fucking euro, bro. Și unde ți-i... Ăla din Londra? Atâta ăla era cred... Păi, când au început să se vândă alea care... Și ai bilete VIP și așa, unde e mentalitatea de anarhie din spatele la Rage? În schimb, au refuzat să vină la Hall of Fame. A fost numai Tom Morello. Bă, poate a donat tot. Cum face Moby acum, de exemplu? Nu știu. Moby da, are un da. Turneu european în care tot ce... Cred că e mondial. Da, tot ce adună și donează 100% din încasă. Da. Poate doar așa ăștia, bani, dar da. Pentru animale, nu? Doar pentru animale. Că el e vegan. De. Și are pe amândouă, pe mâini tatuat Animal Rights. Și pe gât are și pe vegan. Gât, da. Dar da, asta deja e alt nivel, din punctul meu de vedere. Da. Eu nu țin minte să fii donat oricum, Rage Against the Machine, bani concertelor. Păi da, atunci... Ba, donații au făcut ba, da, cu siguranță. Au făcut ei separat și Zec de la Roce a fost implicat în... în acțiuni directe sau proteste sau așa mai departe. Da, și nu, ei... Mie mi se pare că e doar super ironic să ai genul de discurs în continuare cu piesele pe care le cânți și tu să vinzi la niște prețuri la care foarte puțin lume și-ar permite să vină să te vadă. Băi, nu știu, ți se pare etic până la urmă? Nu. Am avut și eu conversația asta cu cineva legat de Erica Isaac și de piesa nouă și nu știu ce și argumentul era... Da, dar ea acum face foarte mulți bani, donează pentru centrele unde sunt femei abuzate. Dar de ce trebuie să fie chestiunea asta direct? Pe asta ziceam și eu, dar de ce trebuie să doneze ea banii ăia? Dar și ce treabă are prin faptul că n-a fost neapărat o campanie făcută cu, nu știu, cu centru Filia sau cu whatever. Nu. A fost doar un moment de awareness pe care a simțit ea că trebuie să-l facă. Dar asta plus e următoarea... cu femei în parlament sau ce? Aia e una dintre și ele. Femei, și cu Macarena. Și cu Macarena, da. Păi asta e exact aceeași discuție pe care am, de exemplu, eu cum suntem implicați cu Zita pe Animal Rescue și pe toate grupurile și mai apare din când în când câte un rătăcit care zice: dar pentru copii de ce nu faceți nimica? Pentru că nu-i pentru copii grupul ăsta.
Mie când e mor copii în spital. Adică mi se pare că e exact același discurs. Am mai întâlnit, am întâlnit destul de des atitudinea asta de-a lungul anilor. În condițiile în care oamenii nu zic nimic, sau da, cu Roșia Montană. E Brâncuș la Paris și nu-l ia nimeni și pe voi vă doare capul de ceanură. Da, mi s-a mai spus și mie. Da, așa, dar inclusiv așa direct eram pe scenă, știi? Bă, da, despre aia de ce nu? Pentru că nu despre aia e vorba. Așa, da, no, eu aleg eu ce să... Da, și choose your war if you want to. Adică nu te oprește nimeni. Să... Știu că avuseseră băieții de la, de la Body Count o piesă care se numește No Lives Matter și piesa pe, o începe Ice-T zicând și explicând ce înseamnă mișcarea de Black Lives Matter și de ce e stupid să-i vii cuiva care zice Black Lives Matter să zici All Lives Matter. Pentru că eu vreau să zic că da, așa este, dar focusul acum pe campania pe care, pe care o am eu aici se referă la persecuția oamenilor de culoare. Nu-mi dilua mesajul ca să te simți și tu inclus. Da, da. Nu te mai gândești la tine. La fel cu oamenii care comentează de ce nu donezi pentru persoanele aia. Dar coaie, de ce nu donezi tu? Să nu adopte gay copii. De ce copii? Nu donezi exact tu? Aceea, știi? Să nu mai adopte, să nu adopte persoanele de același sex care sunt împreună copii. Că nu e etic. Adoptă tu, man. Du-te tu în... Așa de multe discuții exact pe... Că până la urmă e un fel de whataboutism acolo, da? Nu? Clar. M-am enervat. Da. Dar apropo de... Vreau și am un follow-up question la chestia asta cu discuția. Bă, Socol, ai gagică? Nu. De ce? Vrei să mă cuplesc cu cineva, unchiule? Nu. Gagișilor, dacă vă place grasul ăsta. Eu, gampe, să nu uitați de gampe. Mi-am amintit că, uite, asta întreb. Acum eu sunt nervos și tu ești trist. Jesus Christ, Mihnea. Dar noi în continuare filmăm, bro. Ce pula mea faci? Zici că eram... Am uitat să te întreb. Și te mai fuți? Da. Da. Aia dar n-are gagică. Bă, eu nu am întrebat. Scuză-mă, Mihnea, da, că tu ești cu sufletul. N-a fost formulare de iubită sau din aia. Ai gagică. Pe mine te bădea un pic și pe spate. Da, îți dau 100 de lei să-ți cumperi și tu ceva. Du-te cu gagică aia la Marti. Să vii la Quantic. Da, să ai de un suc, ia de aici. Mulțumesc, tata Mihnea. Zi-mă de follow-up question. Hai. A fost chestia asta cu Massive Attack, de exemplu, și-au scos muzica de pe TikTok. Și mai există subiecte de genul ăsta și de Spotify, de cât de puțin bani dau artiștul, așa mai departe. Unde te clasezi tu în treaba asta, jumate anticapitalist, jumate blocat în capitalism, whatever, când vine vorba de muzica ta și unde e etic și unde e nu să... Păi de-aia ziceam, știi cumva că... În ideea în care, scuză-mă, am auzit Roșu a prins în Oșan. Deci... mi s-a zis. N-am auzit, dar mi s-a zis că... Nu știi de ce ești trist când te uiți la Mazăre, știi? Roșu a prins... La roșii. La roșii, da. Oh my God, și tot roșii, ce meta ai tot! Mai ce reclamă bună ar fi. Să fie un om trist care se plimbă prin Oșan și aude roșu aprins de colorează. Exact, cu exact. Da, uite, ca să-ți răspund la întrebare, cam asta e maxim, știi ce se poate întâmpla cu muzica noastră, știi? Păi adică nu, dar de exemplu, uite, Luna Mare este pe TikTok. Da. Și da. Ți se pare ok că e Luna Mare pe TikTok? În sensul că nu monetizează de pe urma sau la ce? În sensul că e o aplicație evil până la urmă, nu? Bă, more or less. Adică, păi în aceeași măsură în care toate zic, da. Depinde cât de evil sunt oamenii care le folosesc la urmă ori. Eu de aia n-am TikTok, că dacă mai am și TikTok. Da, aia, la tine aia, efectiv, nu faptul că plătești bani la 15. În cazul TikTok, cred că mai degrabă, așa general vorbind, cred că mai degrabă stupid, nu evil. În ce sens? Păi stupid platforma aia. Dar eu nu vorbesc că e stupid, e vorba de ce se folosesc ei și ce se întâmplă cu oamenii, de la cazuri micuțe de, nu știu, faptul că copiii au acces la content absolut fucked up, până la oameni care trec prin challenge-uri și mor pentru că sunt influențați de aplicația în sine. Singura chestie cu care am fost de acord, cel puțin acum cu TikTok-ul, e că a fost una din puținele platforme în care nu au intrat puternic pe cenzură legate de tot ce se întâmplă în Gaza. Adică sunt foarte multe link-uri pe... Bro! Păi da, dar au deschis tot universul, adică nu e... I know, bro, dar...
ca să știi... Fă un test cu algoritmul și vezi în ce zonă supernație ajungi. Din nou, am mai trecut un an, sunt mai bătrân și da. Eu habar n-am cu TikTok-ul, deci nu am TikTok, nu știu. Dar eu, nu, oricum, nu, că ne-am dus iarăși noi, așa, nu l-am lăsat cu muzica invitat, și bla bla. Dar, în general, ți se pare că mai are sens chestia asta să fie exact cum a făcut Massive Attack, da? Că a zis muzica noastră pe TikTok. Ciao. Ciao. Ți se pare ok treaba asta ca statement sau... Mai are sens, nu mai are sens, în zona aia întreb. Bă, da, cred că are sens. Noi suntem pe TikTok? Pe luna mare? Da. Da? Ok, nu mai știu exact. Domnul Mihnea, înainte pozis. De pe rețea, pe rețea, domnul, acolo pe rețea e TikTok-ul și... Mă, băieți, eu din 79, lasă-mă în pace. N-ai, tu n-ai, n-are nici Insta, nici nimic. Nu, nu, n-am Insta, nu. Numai Facebook. Facebook, atât. Acolo cu pensionarii. Da, așa. No, și... No. Bă, da, deci cred că mi-a simțit că au dreptate că să facă asta. Că, da, din... Dar, repet, dacă nici nu am cont pe TikTok, nici nu pot să mă plănuiți foarte în cunoștință de cauză, știi, și mi-e așa... Da, nu, dar e așa, ca exemplu. Am înțeles așa din opinia bulei mele, opinia generală bulei mele, că, da, e o platformă de stupid people. Am înțeles, da. Și atunci ar trebui să-ți scoată muzica... Face, mă ocup eu adică de marketing. Adică niciun caz nu ajută la vreun fel de cultură sau de educație sau... No. Depinde foarte mult cum îți sortezi unele lucruri, dacă ați ajuns să sortezi să ai algoritmul ăla bun. Eu să, am să, algoritmul ăla bun. Să nu-ți mai pompeze căcat. Dacă îți dau TikTok-ul meu, numai cultură găsești acolo, boss. Numai stand-up, filme, muzică. Ce postează și adia. Două, trei OnlyFans. Și am o stare, da. Și niște OnlyFans acum nu are nimeni pe nimeni. Mai ales că n-am gagică, Mihnea. Mulțumesc din nou că ai accentuat. Pe rețea o să rămână asta din nou. Țin să-ți mulțumesc. I-am întrebat, n-am accentuat. Da, 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 ai întrebat la microfon. Puteai să zici, nu știu. Puteai să nu mă întrebi în timp ce filmăm. Ce place, Mihnea. De-a treia dacă ai gagică, se aștepta la răspunsul. Au vrut să mai știu. Și râdem. Nu știu. Nu știu, era un răspuns acceptabil pentru Mihnea. Da. La întrebarea dacă ai gagică. De ce era acceptabil, Mihnea? Pentru că puteai să fie așa între, nu știu, îți plăcea, da, dar nu știai sigur dacă vrei să te bagi sau nu. Sau... Jesus Christ. Știi că se întâmplă asta, știi? Te duci la un date, la două, la trei și încă nu știi sigur dacă te bagi sau nu te bagi. Și poate te-ai băgat, dar... Da, uite, nu cu ce ziceai tu cu Massive-ul, cu scos de muzică pe TikTok, sunt o grămadă de artiști emergenți care au bubuit pe TikTok. Tocmai că se folosea muzica lor ca și fundal la o grămadă de TikTok-uri. Da, nu, uite, au mai fost cazuri. Neil Young și-a scos muzica, Bob Dylan și-a scos muzica de pe Spotify sau de pe YouTube. Domnișoara asta cu Murder on the Dance Floor, cum o cheamă? Știi la ce mă refer? Asta a bubuit acum pe TikTok și a început să vândă iară milioane de albume. Și a mai vorbit de Fleetwood Mac, a mai vorbit iară de Kate Bush, a mai vorbit iarăși de The Weeknd, care e cel mai celebru caz de om care a explodat și mai tare după TikTok și așa mai departe. Cum era? Kid Dracula, vreau să zic, dar nu mai știu cum. Da, și trupe obscure pe care nu le-ai asculta. Aha. Datorită TikTok-ului au explodat, știi? Adică weird chat music. Da, aia mi se pare că e unul dintre beneficiile pe care le-au dat aplicația respectivă. Da, în același timp ei nu dau bani la drepturile astea, nu ajung nicăieri la niciun fucking artist. Cei mai buni bani pe care poate să-i scoată o formație, corectează-mă dacă greșesc, este din mărciu de la concerte. Din concerte? Da. Merge și, dacă mergeți la un concert... Din bilete sau din onorarii, da... Da, bilete sau tricouri, mergeți și cumpăra... Luați că de trei tricouri, da. Ajutați o formație... Și e fain, că dacă se murdărește unul, îl mai porți. Bă, da, până la urmă, pentru mine, asta rămâne... Deci, cumva, alt răspuns n-am la chestia asta decât că... Cred că valorizez alte lucruri ca muzician și ca artist, știi, decât vorba asta cu... Any publicity is good publicity, știi? Da. Și atunci ai simt. Adică suntem pe platformele astea, dar sincer, cumva așa mi se pare, da, nu știu, chestia așa din inerție, hai să fim și acolo, dar
No, pentru mine personal, da, eu în continuare valorizez asta, știi, contactul publicul, concertele. Păi da, dacă tu vrei să ajungi la cât mai mult public, cum faci lucrul ăla? Știi cum zic? Că la un moment dat nu o să mai ai acces... Bă, I know, dar de exemplu, chiar la un moment dat vorbeam cu ăștia că, bă, hai să mai facem ceva, că nu știu ce să facem, ceva, filmulețe cu TikTok și, și eu și Nick eram așa, o, ce vrei să facem? Știi, pe noi așa că ne apucăm să... Facem miștouri, așa... Vorbiți cu unul dintre copiii ăștia, că se stă de ziua pe TikTok, dați-le contul de TikTok, vă fac ei. No, 10, la, 10 milioane. Bă, Cristi Minculescu zice bancuri pe TikTok, e ceva deosebit, contentul ăla. No, de exemplu, așa ceva nu s-a fac niciodată. Mai ales la ce bancuri știi, să mă iert, e ce mai Elon Musk. Post? Ai ca cică, nu știu, bine. Iată, prieteni. Care ți se pare că este cea mai bună formație din România în momentul de față? Păi cum, dar n-am zis că nu mai zicem din astea cu chestii subiective, care, așa. Păi da, dar subiectiv care îți place ție. Păi dacă ți se pare că nu m-am apucat să zic care nu-mi plac, o să... Păi dar de-aia nu te-am întrebat care nu-ți plac. Zi top 3 formații de căcat. Nu, zine care ți se pare că e o formație cu foarte, foarte mult potențial, care e emergent acum. Băi, eu zic așa, ce-mi place mie. Nu știu, păi ea e cel mai important. Care e cea mai bună sau cea mai bună la ce? Păi care e cea mai bună pentru tine? Făcută ciobă de perișoare sau... Pune și o categorie din aia de Grammy, Best Newcomers, nu știu, doamne, iartă-mă, la nimica nu vrei să răspunzi astăzi. Nu, că eu sunt bătrân, că eu... Dar zi, băi, eu... Nu te enerva, înțeleg că ești așa bine. Deja să mă tot enervez acum la final, Mihnea, că mai... Mai îngropat episodul ăsta. Vedeți ce înseamnă să ne agagică? Hai de capul meu. Hai cu răspunsul să încheiem episodul. Mie întotdeauna mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult Trafca și îmi pare rău că nu mai există. Ce zic eu, ce spune el? Îmi plac Robin and the Backstabbers. Alți newcomers. Senzațional. Las că ajung și la aia. AB4? Iris îmi place mult. Iris primele, Iris 1, Iris 2, Iris 3. Îmi place Alternative Quartet. Îmi place Fruturi pe Asfalt. Mă, formații care nu mai există, ne zice să mor eu. Cum să nu mai existe, mă? Ce nu mai cântă Fruturi pe Asfalt? Cum, ei, să nu? Cum să nu? Mai cântă, dar mai rar. Newcomer, am eu un proiect nou care se numește Nocibo. Și cu care îmi place foarte tare cum iese treaba. Așa? Ce? Newcomer. Da, Newcomer, așa? Da, azi. Ai dreptate. Da. Mi se pare fascinant că ți-ai adus aminte că mai ai o formație. Stilul ăsta de autofelație. Plus aia. Deci Nocebo. Nocebo, Nocebo. Mie îmi place cum sună, zice el, care cântă formație. Ai zis că îmi place ce iese. Ce iese. Da, da. E ok. Așa. Îmi place vocea de acolo. E o trupă simpatică din Cluj, care am cântat împreună, ca să numesc Din Cluj. Nu știu dacă știți, dar se scrie D-E-A-N, K-L-O-O-G-E, Din Cluj. Din Cluj? Din Cluj, da, așa. Așa. Taci, bacea. Denis, mi se pare interesant. The Manis. Așa. Doamne, te rog, oprește-te. Cam asta, cred. Din Cluj ce cântă? Mă, un fel de rock and roll amestecat cu indie și cu un pic de psihedelic. Rock and roll? De acolo da. Treaba cu Dean. Da. Cât the 50s, James Dean, chestii de genul. Da, probabil. Nu știu, da. No. Cam asta, cred că. Cine e informația aceea? Știi pe cine avem informația? Nu. Adică nu se zic așa, cu nume și pe lume. Da, cam asta. Acum sunt așa de curios să ascult Din Cluj, să mor eu. Foarte, foarte, foarte curios să ascult Din Cluj. No. No. Nu pune acum. Nu pune acum, acum la final. Formația mea preferată? Nu, glumesc. Mihnea. Recomand oamenilor să vină să ne vadă pe toți pe 12 aprilie la festivalul Dirty Shirt. Bă, da, clar. Mai ales pe voi. În primul rând. Aia mi se pare cel mai drăguț. Oh my god.
Cine Cagicilor, socole singur. Deci facem în cum plac, 12-13 aprilie la Azazen Dirty Shirt Festival cu ce dracu e. Dirty Fest. Orice, numai oprește-l pe Mihnea din la mă pimpui în halul ăsta, te rog frumos. Și devenit... avem Dirty Shirt, IPR, Luna Mară. Deci pete bun sunt. Așa că pete mi-a nevoie. Dirty Shirt, Luna Mară, Implant pentru Refuz, Fitonia, Scoreband, Scoreband și Gagiu Dilo cu Ilinca, dacă nu mă înșel. Bravo, mă, și deja, cu, uite, cu, învățat și numele. Și, cu da. Și noi, prezentatori. Doamne, de-abia aștept. O să fie foarte tare. Sunt convins. Să nu iau bătaie. Eu îmi doresc super vita. Mult să prezinte Bacea IPR-ul. Îmi doresc din tot. Să nu vii dacă te chem, da? Să nu... Da, dar nu urc pe scenă. Promit da. Că nu urc pe scenă, semn. Numai înainte. Da, deci, da. Da, noi urlăm și acum. Asta nu mă pui într-o situație. Babalăcii Clujului. Da. Plus că nu mă pot arunca de la... Că după aia nu mai combină nimeni cu tine. Pe această notă veselă. Ua, ce nesimțit. De ce l-ai chemat? Mă așteptam. Nici n-am vorbit de Roșia Montană nimic, apropo. Eu am spus o dată Roșia Montană. Aoleu, iartă-ne pe noi. Înseamnă că va trebui să avem episodul 3. Hai, ce cap. Poate tot după un an, așa. De la azil. Da. După ce ne internează pe tăți. Mulțumim că v-ați uitat la acest episod minunat. Mulțumim Mihnea că ai fost alături de noi. A fost o leală plăcere. Mulțumesc Olaf, mulțumesc Paul. Olaf, ce drăguț. Așa, Paul, zici tu cea la încheiere. Iubesc toți fanii mei. Mai ales fanele. Fanele mele, da. Și vă las cu piesa asta minunată de la Vama. Doamne ajută la tot. Chiar ai pus piesa? Da, și vă oprez la microfonele ca să ne bucurăm. O să sperie așa de vârsta mea. Dar nu ăla-i microfon. Aoleu. Am sufletul murdar de tot ce viața m-a învățat. Sunt ticălos și rău, dar uite ce frumos mă îmbrac. Pierd în ochii mei, te minți că sunt adevărați. Sub gheața